Bun găsit, prieteni! Cu 3 ani în urmă, Kawasaki a aniversat 30 de ani de existență a modelului Ninja și, ca un omagiu adus acestui model, au lansat o motocicletă îndrăzneață, Ninja H2, existentă în două variante, înmatriculabilă și nenmatriculabilă. Am testat acea motocicletă, v-am prezentat-o și am crezut că am atins o culme. Poate așa era. Dar urmarea succesului nebănuit pe care aceste două motociclete le-au înregistrat, Kawasaki a scos un al treilea model, Ninja H2 Carbon, motocicletă pe care o avem lângă noi. Față de prima variantă înmatriculabilă, Ninja H2, noul model, Ninja H2 Carbon, are câteva îmbunătățiri majore. A păstrat același motor de 998 de centimetri cub, 4 supape pe cilindru, 4 timbre, cit cu lichid, 2 axe cu cam în cap, motor care reușește o putere maximă de 210 cai la 11.000 de rotații pe minut cu Ram Air. Dar îmbunătățirile spectaculoase țin mai mult de partea de șasiu. Pe spate a fost instalat unul dintre cele mai performante sisteme de amortizare, Öhlins TTX 36, pe față fiind păstrat același caiaba de 43 cu funcții separate, furcă telescopică inversată. Dar una dintre cele mai spectaculoase trăsături ale acestei motociclete este prima generație de vopsea regenerabilă. Ați auzit bine, Kawasaki a implementat pe această motocicletă de serie o vopsea care se regenerează singură. La peste 15 grade, zgârieturile superficiale dispar. Evident că această vopsea foarte scumpă a fost aplicată doar pe zonele de contact. Modelul H2 Carbon este cea mai rapidă motocicletă de serie din lume, pentru că recent a stabilit un record de peste 326 de km pe oră pe o pistă de sare din Statele Unite. Dar presupunând că puterea de 210 cai nu te satisface, poți să schimbi întregul sistem de eșapament, situație în care câștigi 24 de cai. Presupunând că nici această valoare nu te satisface, trebuie resoftată unitatea centrală sau eventual schimbată calculatorul motocicletei, ocazie cu care mai câștigi 20 de cai. Dacă nici această valoare a puterii spectaculoasă nu te satisface, mai e o singură șansă. Trebuie să schimbi Ram Air ca aerul să pătrundă pe două tubulaturi, trebuie să schimbi garnitura de chiuloasă, să adaugi două discuri în plus la ambreiaj și atunci atingi cei 326 de cai pe care îi reușește modelul H2R nenmatriculabil. Dacă nici cei 326 de cai nu te satisfac, atunci vă recomand mai bine să stați acasă. Dacă acum 2 ani am testat modelul H2 pe stradă și am crezut că mai bine nu se poate, azi am descoperit că de fapt se poate. Am reușit să testăm modelul H2 Carbon pe pistă. E adevărat că nu pe o pistă de concurs, ci pe cea a Academiei TT Aur, dar am simțit diferența oferită de noul amortizor Öhlins TTX pe spate. Motocicleta îți conferă o senzație de siguranță și de control total și în afară de asta poți să mergi pe ea chiar în regim sportiv, fără niciun fel de oboseală. După jumătate de oră am fost întrerupt pentru că au intrat niște mașini pe pistă, dar motocicleta este o adevărată plăcere. Probabil că în trafic 210 cai nu sunt foarte comozi, dar nimeni nu își ia acest model ca să traverseze Bulevardul Maghiar. Dacă la început aspectul motocicletei te intimidează puțin prin formele agresive, în momentul în care ești în șa, descoperi că este una dintre cele mai prietenoase motociclete care îți oferă o satisfacție maximă. Poți să ieși la plimbare cu cei 210 cai pentru că poziția pilotului este complet diferită de cea pe care ți-o oferă un model cu adevărat sportiv. Pe lângă atâtea avantaje pe care le oferă modelul H2 Carbon, putere extraordinară, viteză maximă de peste 300 de km pe oră, vopsea regenerabilă, singurul lucru care te-ar putea pune pe gânduri, în afară de prețul mărișor de 31.500, este faptul că trebuie să aștepți timp de 6 luni să intri în posesia unei astfel de motociclete care trebuie comandate, seria fiind destul de mică. Având amândouă modelele lângă noi, se pune problema. Merită să-ți iei un H2 Carbon, diferența de preț fiind de 6.500 de euro. Greu de spus, pentru că motocicleta are niște avantaje clare. Amortizorul de spate,
vopseaua regenerabilă, quick shifter în dublu sens. Dar, pe de altă parte, cu niciuna din ele nu poți să ieși pe un circuit, pentru că nu ești admis cu supraalimentare. Cu niciuna din ele nu poți să te duci la piață. Deci este o motocicletă de colecție. Probabil cineva care își permite 25.000 de euro pentru o astfel de motocicletă ar putea să dea și 31.500 pe una de serie limitată cu niște avantaje clare. Probabil că piața va hotărî dacă prețul este mare, prețul este mic. Cert e faptul că în acest moment, ca să intri în posesia unei astfel de motociclete, trebuie să aștepți luni de zile. Până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!